iar în state. Mari sunt pagubele. Pagubele la această situație sunt în 7, 8, chiar 9 milioane. Acum se vede ce se poate recupera din confecția asta. Drumul sunt afectat de digul rupt din nou în două locuri, chiar pe undeva la mijloc și într-o laterală. Asiromul nici până acum nu au dat banii de la prima inundație de anul trecut. Speranțe sunt slabe la ei. Să vedem acum ce o să mai zice chestia asta. Deja am făcut un dosar, i-am deja chemat. Treaba asta s-a întâmplat astăzi la ora 12 și ora 1. Deci azi dimineață era drumul perfect uscat și a venit o viitură puternică și astăzi uitați ce s-a întâmplat. Grinzile sunt afectate, care trebuiau ridicate pe data de 1. Între 1 și 12 și acum trebuie refăcute, trebuie scoase, deci nu știu cum să le scot, din că s-a săpat, mi le-a deplasat. Vedem ce proiectantul, să vedem ce vom face. Pagubele sunt imense și mai mult decât imense sunt mai mult decât anul trecut. Anul trecut a fost în jur de 6 milioane. Mi-a dat Asirom 1.600.000, care nici până acum n-a fost achitat. Asta mi s-a aprobat din 6 milioane. Iar anul ăsta la cât estimați? Iar anul ăsta, deci confecția aduse până acum, e de 8 milioane. Dar nu e toată afectată. Contorul ăsta de confecție e bun. Sper să rămână așa, să nu vină mai mare, ca să nu-l afecteze și tot. Contorul 2 e puțin afectat, iar 3-ul e total. Cât de mare a venit apa? Deci apa a fost puțin mai mare ca acum, în jur de 12. Eu am văzut-o pe camere și după aia am venit încoace. Am două camere care se văd, le pot roti și azi dimineață oricum drumul tehnologic al nostru era perfect. Deci nu avea apă, băia nu avea nimic. La ora 11 și ceva s-a văzut că s-a mai ridicat un metru. Iar după 12 a venit așa, dintr-o dată și a trecut peste drum. Și la 1, 12, 11, 12 și 1 a spart. Cu câte luni se întârzie? Nu pot să vă spun, până când nu vedem ce scot astea de materiale. În primul rând, n-am pământ, n-am agregate să refac drumurile astea, să vedem ce unde mai iau. Deja stau rău cu agregate, cu depună pe bai. Deci oricum afectează, cred că un an de zi. Un an de zi. Bine că le-a prins și pe astea. La 3 s-a întâmplat la 7 jumătate.